simțit în această după-amiază de sabat. Vă spun un bun venit tuturor celor care astăzi ați decis să fiți aici la Câmpina. Fie că ați venit mai de departe sau mai de aproape, cu siguranță că acolo unde este chemat numele Domnului, oamenii se simt bine. Așa că, chiar dacă ați făcut vreo oră și ceva de la Domnul ăsta până aici, chiar dacă ați făcut doar 20 de minute, chiar dacă drumul a fost mai lin sau mai puțin lin, cu siguranță că aici ne vom găsi liniștea în această ocazie de închinare. Aș vrea să citesc câteva versete din Scriptură. În Psalmul 135 spune cuvântul Domnului: lăudați pe Domnul, lăudați numele Domnului, lăudați-L, robi ai Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul căci este bun, cântați numele Lui, căci este binevoitor. Căci Domnul și-a ales pe Iacob, pe Israel, ca să fie a Lui. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai presus de toți dumnezeii. Domnul face tot ce vrea în cerul și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. Domnul este mare și astăzi vrem să-L lăudăm. Așadar, spun un bun venit corului de la Comunitatea Bucărești, fanfare de la Bucărești și instrumentiștilor care sunt, nu doar din Bucărești, nu înțeleg, sunt și pe Gomiști. Bine ați venit, mulțumim pentru efortul de a fi în locul acesta și cu siguranță că va fi o cântare pentru urechile noastre, pentru sufletul nostru și de asemenea o slavă adusă a Bunului Dumnezeu. Și vă invit ca toată suflarea prezentă în această casă de rugăciune să lăudăm pe Dumnezeu acum la deschidere, intonând cântarea cu numărul 3. Slava ta urmăți! Și apoi îl invit pe pastorul Nicu Paulin să vină aici în față și să spună alții rugăciune.
lăudăm și îți mulțumim din toată inima, Tată Bun, în numele Domnului Iisus, pentru această după-amiază de Sabat Sfânt, când putem fi din nou înaintea Ta și dorim să-ți aducem recunoștința, lauda și închinarea noastră. Amin. Te invităm să fii prezent în Duhul Tău, prin Îngerii Tăi și fă ca programul acestei după-amiezi să fie sub binecuvântarea Ta divină. Amin. Vrem să te simțim încă o dată aproape în inimile noastre. Amin. Vrem să ne ajuți în pregătirea noastră, de fapt în pregătirea Ta, pentru marea sărbătoare când vei veni ca să ne aduci acasă. Amin. Ne dor să mergem acasă, să încetăm alergarea, peregrinajul și să începem veșnicia. Până atunci, primește consacrarea fiecăruia dintre noi, binecuvintează programul acestei după-amiez și fă ca să plecăm îmbogățiți de aici, cu gânduri, cu aspirații și cu hotărâri noi. Ne consacrăm ție și te lăudăm, Tată, prin Domnul Iisus. Amin. Amin. Am spus cu cuvânt de buvenit. Acum vreau să las loc și timpul necesar celor care au venit în comunitatea noastră pentru a da slavă numelui Lui Dumnezeu. Doar vreau să prezint în linii mari primul calup de intervenții, de piese muzicale și poezii. În primul rând, orchestra va da două piese, apoi un psalm de laudă sau o poezie, două piese iarăși orchestra, apoi două piese de formația, da? Încă o poezie și apoi iarăși o piesă. Audiție plăcută, Domnul să fie cu noi și înălțat. Thank you.
strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii Pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, a Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați-L numele. Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui de neam în neam. Amin. Amin. Thank you.
Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt trunul tău de scăpare. De aceea, nicio nenorocire nu te va ajunge, nici urgie nu se va apropia de portul tău, căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale. Și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îi voi izbăvi, îi voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îi voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amen.
Cântați Domnului o cântare nouă. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte de bun de laudă. El este mai de temut decât toți Dumnezeii, căci toți Dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Strălucirea și măreția sunt înaintea feței Lui. Slava și podoaba sunt în locașul Lui cel Sfânt. Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. Dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Aduceți daruri de mâncare și intrați în curțile Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului. Spuneți printre neamuri, Domnul împărățește. De aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate. Să se bucure cerurile și să se împăstrească pământul. Să lungească marea cu tot ce cuprinde ea. Să tresească câmpia cu tot ce e pe ea. Toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului. Că ce vine? Vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui. Amin. Amin.
Psalmul 108. Gata mi-este inima să cânte, Dumnezeule. Voi cânta, voi suna din instrumentele mele. Aceasta este slava mea. Deșteptați-vă, laude și harpă. Mă voi trezi în zori de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne. Te voi cânta printre neamuri. Căci mare este bunătatea ta. Și se înalță mai presus de cer. Iar din cerșia ta până la noi. Înalță-te peste cer, Dumnezeule. Și fie slava ta peste tot pământul. Pentru că prea iubiții tăi să fie spăviți, scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Dumnezeu a vorbit în sfințenia Lui. Voi birui, voi împărți Sihemul, voi măsura Valea Sucot. Al meu este Galadul, al meu Manase. Efraim este întăritura capului meu și Iuda, gradul meu de cărmuire. Moab este regianul care mă spăr. Mi-a dat încălțămintea asupra Edomului. Strig de bucurie asupra țării filistenilor. Cine mă va duce în țara întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat și care nu vrei să mai ieși, Dumnezeule, oștirile noastre? Dă-ne ajutor în necaz, căci zadarnic este ajutorul omului. Cu Dumnezeu vom face mari slăviri. El va zdrobi vrăjmașii noștri. Amin. Amin. Thank you.
Sabatul trecut s-au împlinit 30 de ani de când sunt adventist de ziua 7. De când am cunoscut Biserica Adventistă și zic eu, am devenit un adventist care îl așteaptă pe Domnul Hristos să revină. Aveam vreo 15 ani când m-am botezat. Uite așa ți-a dat și câți ani am. Și am un regret în suflet de când sunt adventist de ziua 7. Știți care este regretul care mă tot încearcă, mă tot mașină? Că n-am prins această vârstă așa mai fragedă când să învăț să cânt și eu la un instrument. Să pot să laud pe Domnul printr-un instrument sau cu glasul meu așa cum trebuie. Vreau la acești tineri și că sunt invidios, dar mi-aș fi dorit să fiu și eu adventist, născut într-o familie adventistă și să fiu de mic adventist. Poate că învățam și eu să zdrâng în un instrument ceva. Țin minte că pastorul care m-a botezat, Baciu Eugen, mi-a adus acolo în familie o, așa zis, pianină sau pian, era ceva de genul acesta. Și mi l-a lăsat ceva timp, am învățat vreo două, trei piese, le-am uitat și am realizat că nu sunt înclinați pe partea asta. Așa că aveți un talent deosebit. Și ascultând orchestra Desiderio, dau seama că puteți să aduceți în inima oamenilor ceea ce poate alții prin cuvinte nu reușesc. Eu dacă aș fi pus acum să cânt la un instrument, aș trece prin toate stările sufletești, toate emoțiile posibile. Mai degrabă aș ține vreo 10 predici și aș modela vreo 20 de emisiuni, numai să lucrăm la un instrument. E greu. Dar îmi dau seama că acești tineri, ei pot să-l laudă de altfel. Și vreau să citesc câteva cuvinte pe care le are Sfânta Scriptură subliniată în cartea lui Iov. Iov trece prin niște suferințe teribile. Și la un moment dat are câteva cuvinte, nu de reproș la adresa lui Dumnezeu, dar întrebări cu privire la modul în care acționează Dumnezeu în viața lui. Și primește un răspuns de la Țofar, unul din prietenii lui, care, în loc să fie un viitor mai mult, l-a criticat, dar sunt câteva adevăruri exprimate aici, de la versetul 5. Spune așa, ah, de-ar vrea Dumnezeu să vorbească, deși ar deschide buzele să-ți răspundă, și de ți-ar descoperi tainele înțelepciunii lui, ale înțelepciunii lui nemărginite, ai vedea atunci că nu îți răspătește totuși după fără de legea ta. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu? Că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cât cerurile de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea. Dacă apucă, dacă închide și cheamă el la judecată, cine poate opri? Să pătrunzi adâncimile lui Dumnezeu, poți să-L cunoști pe Dumnezeu. La un moment dat, Augustin, care era preocupat de teologie și frământat de anumite elemente de doctrină, într-o anumită perioadă se frământa cu privire la doctrina despre Trinitate. Zău, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și nu înțelegea anumite lucruri și nu se putea prinde mintea lui adevărul despre Dumnezeu triunic. Și la un moment dat făcea o plimbare pe plajă, când a văzut un băiețel care făcea un dute vino cu o găleată în mână, o mică găleată, și căra apă din ocean ca să pună într-o groapă pe care el a săpat-o în nisip. La un moment dat, Augustin se apropie de el, vede efortul pe care îl face el, transpirația lui în efortul acesta de a căra apa și îl întreabă, ce faci tu aici? Și băiețelul, sincer, îi spune cuvintele următoare, încerc să aduc oceanul în groapa asta mică. Ar fi reușit el? Și atunci Augustin și-a dat seama că el încerca în zadar să-l cuprindă mintea lui finită pe Dumnezeul infinit. Dar a realizat un lucru. Sau de fapt două. Îmi spune două.
Cum am putea noi să-L înțelegem totuși pe Dumnezeu? Și vreau să continui ceea ce spune acest capitol din cartea lui Iov, dar de data aceasta de la versetul 13. Tu, întinde-ți inima spre Dumnezeu. Întinde-ți mâinile spre El. Depărtează-te de fără de lege. Și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Și atunci îți vei ridica fruntea fără teamă. Vei fi tare și fără frică. Îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Zilele tale atunci vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit. Cum poți să-L înțelegi pe Dumnezeu? Pe Dumnezeul acesta infinit. Când omul se face mic. Când omul își dă seama de nimicia lui. Că realizează că este praf și cenușă. Atunci începe să-L înțeleagă pe Dumnezeu din infinit. M-a ascultat aseară o soție, nu am privit la jurnal de credință, am înțeles că și acolo a fost o emisiune frumoasă, interesantă, am să o urmăresc și pe aceea. Dar cei de la Autentic au făcut un videoclip de 20 de minute aproximativ cu experiența unui om astăzi. Poate că unii dumneavoastră ați urmărit-o deja, este pe internet acum și poate fi vizualizat. Un om care se ruga insistent, Doamne, țin umbră pământului degeaba. Sunt un mine și un mic. Te rog, ia-mă. Ia-mă suflet. Și în momentul acela, vin niște persoane, două surori din biserică, mamă, fiică, și un prim diacon al unei biserici de Hunedoara. Și pe omul acela, un om al străzii, terminat de frig, chinuit, de boală și de alcool, nemai dorit să trăiască, îl spală, îl hrănește, îl duce într-un centru, într-un azil, este îngrijit și omul acela descoperă din nou ce înseamnă cuvântul familie. Și atât de mult se apropie de acești oameni, încât hotărăște să vă urmeze. Și acum este membru bisericii adventiste și laudă pe Dumnezeu. Să vă urmeze experiența aceasta. Când omul este mic, când este jos, când poate nu-și mai vede valoarea și de ce să mai trăiască? Atunci poate să înțeleagă cu adevărat pe Dumnezeu. Și doi. Ce frumos spune aici cuvântul. Îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El. Adică, laudă pe Dumnezeu. Fii cu ochii spre cer. Oamenii care le laudă pe Dumnezeu vor înțelege ceva din infinitul Dumnezeu. Vă doresc tuturor această experiență. Să fim mici, să-L înțelegem pe Dumnezeu. Să-L lăudăm și să-L înțelegem pe Dumnezeu din infinit. Amin. Amin. Încă o dată vă mulțumesc că ați răspuns invitației. Și vă doresc să nu uitați că închinarea nu are doar studiul Bibliei. Închinarea nu înseamnă doar rugăciune. Și adevărata închinare înseamnă laudă, înseamnă mulțumire. Înseamnă să trăim acea atmosferă pe care evreii o trăiau la templu când aveau o mare sărbătoare. Să știți că nu lipseau trâmbițele care anunțau sărbătoarea și care pregăteau fiecare zi pentru închinare. Nu începea închinarea fără trâmbiță. M-aș bucura ca în distinția în vieții acestea și la fiecare serviciu de timp, vineri seara să cânte cu ușile deschise la biserică ca să audă toată localitatea că noi ne închinăm și să-i aducă pe adventiști la închinare. Nu știu cum este vineri seara la voi, dar v-aș încura mulțumesc pe ăștia tineri
rezonat pe trompetă și sunați când începe sala. Pentru că mulți au uitat că începe sabatul. Și sabatul la evrei începea cu muzică. Cred că avem nevoie de o muzică care să ne trezească la închinare de sabat. Nu de sâmbătă dimineață. Și iertați-mă când vine. Haideți să ne închinăm așa cum așteaptă Dumnezeu. Cred că în perioada aia, copilării nu avea cum. Dar și atunci trebuia să mă bate cineva. Că fratele meu s-a sunat de mine 4 ani ca să învăț vioară. Și am învățat în clasa 8-a cânta la vioară. Când am plecat la liceu, am uitat tot. Dirijarea comunității îmi spunea, hai să te învăț la pian. M-am dus de 2 ori și am spus, nu, trebuie să plec cu prieteni. Am renunțat și la pian. Cineva a zis, te văd la chitară, am renunțat și la chitară. E cea mai mare greșeală pe care nu să nu văd să cânt la un instrument. Am încercat mai târziu, când a început fica mea să învețe la pian. Nu mai mergeam pe cetă. Acum nu mai merge sub nicio formă. Unul rămâne drept, altul este strâmb. Fac sperioadă. Deci, dedicherio, țineți tot așa, deci, orchestra în întregime. Un apel către cei din Câmpina. Îi mai invităm? Da! Nu m-ați convins, îi mai invităm? Da! V-ați trezit? Bun. Domnul, cu voi și cu vă mulțumesc că ați răspuns invitații. Ne mai vedem și cu altă ocazie. Am ajuns la ultima parte a programului și, într-adevăr, avem emoții frumoase. Considerăm că momentul acesta va rămâne în amintirea noastră cât vom trăi. Aș vrea să vă întreb, din ce ați cunoscut dumneavoastră din Sfânta Scriptură, ce eveniment remarcabil din istoria viitoare, din profeția care arată viitorul, ați dori să nu ratați. Ați dori să participați la acel eveniment, bineînțeles, într-un rol pozitiv, binecuvântat, fericit. Biblia ne arată că mai sunt niște evenimente cu importanță colosală, decisive în istoria Universului. La care dintre ele ați dori să faceți parte? Ce anume v-a captivat foarte mult imaginația, dorința și credința dumneavoastră, încât să nu lipsiți de acolo? Revenirea Domnului Hristos și învierea Lui. Cred că aici, că sunt cei mai mulți de acord, aș vrea să citesc din Matei 24 cu 31. Și vă rog, imaginați-vă puțin, pentru că e bine să lăsăm frâu liber imaginației când citim anumite porțiuni ale Bibliei. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele 4 vânturi de la marginea cerurilor până la cealaltă. Imaginați-vă că pământul va fi într-o parte va fi pace și liniște. În altă parte vor fi convulsii sociale. Vor fi paradoxuri pe pământul acesta pentru că Biblia le prezintă pe ambele. Unii vor fi într-o liniște nepăsătoare ca la potop. Alții vor fi stresați. Alții vor face planuri pentru a persecuta poporul lui Dumnezeu. Acest popor însuși va trăi momente de groază, dar la un moment dat cerul se luminează, apare un orișor, rolul acesta se mărește. Și spune Biblia că orice ochi îl va vedea, el vine pe noi și orice ochi îl va vedea. Pământul este rotund. O explicație logică nu avem, nu va vedea tot pământul. Aș putea să spun că Iisus nu stă doar o clipă în aer, stă mai mult în aer. Cine a zis că trebuie să stea doar o secundă în aer, poate stă mai mult și în timpul acesta pământul care se rotește va oferi ocazia tuturor locuitorilor pământului să-l primească pe Mântuitor. Dar cel mai tare moment este când îngerii vor merge și ne vor căuta pe pământul acesta. Ați vrea să fiți găsiți de îngerii dumneavoastră atunci? Da. Ne vor duce la norul acela alb, norul se ridică,
Și poate că vom primi în urmă. Cum va arăta Pământul în urma noastră? Cum vor fi palatele? Cum vor fi vilele? Cum vor fi mașinile Ferrari, Rolls-Royce? Cum vor fi molurile? Cum vor arăta? Ruine. Ce va mai conta, dragii mei? Vreau să vă spun ce va conta, trebuie să conteze și acum. Și anume că Iisus trebuie să fie Mântuitorul nostru, să-L prețuim din toată inima, pentru că ne dă un dar extraordinar, viața veșnică. Dumnezeu să ne împărtășească acest dar tuturor. Amin. Amin. După acest program de laudă și de preamărire, cred că s-a întâmplat ceva cu noi toți, și anume am ajuns pe frigăniță. Sunteți de acord cu mine? Eu nu mă deschidez Sfânta Scriptură și așa îmi spune aici Scriptura în Psalmul 33. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Și asta am făcut noi în această după-amiază, nu? Și mai departe spune, oamenilor fără prihană, leșa de bine o cântare de laudă. Și am cântat. Lăudați pe Domnul cu arfa, lăudați-L cu lăuta cu 10 coarde. Au fost mai multe instrumente că spune Scriptura aici. Îl slăvim pe Domnul pentru asta. Cântați o cântare nouă. Noi vrem să-și cântăm o cântare veche, dar nu am cântat-o niciodată. Faceți să răsune coardele și glasurile voastre. Așadar, vă invit pe toți cei prezenți în această biserică să lăudăm pe Domnul cu glasurile noastre, dar și cu toate instrumentele de care suntem capabili să le folosim. Imnul cu numărul 500, prin tenor de osanală. Apoi aș vrea să-l invit pe fratele Cristi Dumitrescu să vină aici în față și să înalțe o rugăciune a Domnului. Toate
Îți dăm cinste, Tatăl nostru, prin vocile noastre slabe, dar prin cântările de bucurie. Primește, te rugăm, o harda aceasta, cântarea noastră, lauda care ți se cuvine. Amin. Intrăm într-o nouă săptămână în care cerem prezența ta ca și în sabatul acesta. Amin. Și ajută-ne ca sabatul viitor să putem cânta din nou pentru gloria și onoarea numelui tău. Amin. În numele lui Iisus te-am rugat. Amin. Amin. Mulțumim încă o dată tuturor pentru prezență, pentru bucuria care ne-a scăpută de a ne încânta și de a lăuda pe Dumnezeu. Acum, la finalul, nu aș vrea să plecați, rămâneți. Noi am pregătit o masă la demisorul bisericii, așa că vă invităm să rămâneți, să ne bucurăm împreună și apoi Domnul să ne călăuzească pe fiecare în cuvântul vieții. Domnul să fie cu noi.